Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Gina Vacariu și urmăriți știrile orei 14. Scene șocante într-o localitate din Vaslui. Un polițist chemat să ancheteze o moarte suspectă în localitatea Zorleni. A pus doi minori să care mortul cu o pătură. În urma incidentului, unul dintre băieți în vârstă de 17 ani a suferit o adevărată traumă și a avut nevoie de consiliere psihologică. Iar polițistul este acum cercetat penal. Sunt de vorbă despre acest subiect cu Lili Trifu, corespondentă Antena 3. Lili, cum s-a putut întâmpla așa ceva? De ce au fost puși cei doi minori să care acea persoană decedată cu o pătură? Cum s-a ajuns în această situație? În luna mai a anului trecut, polițiștii au anchetat un caz de deces în plin câmp. Ei bine, după ce procurorii i-au terminat ancheta, polițistul le-a solicitat la doi tineri care se aflau la joacă, la fotbal, la locul unde s-a întâmplat nenorocirea, să aducă o pătură și să care cadavrul la el acasă, la cel decedat, bineînțeles. Ei bine, băieții n-au avut ce face, pentru că erau singurii prin zonă, au luat cadavrul în pătură și l-au dus și l-au depus pe prispă. În momentul în care l-au așezat, spune adolescentul, mortul a deschis ochii. Din acel moment, tânărul a trecut prin mari traume psihice, spune că nu putea dormi noaptea, avea coșmaruri, a fost nevoie de asemenea de intervenția medicului psihiatru la care s-a dus, tocmai pentru ca să-și rezolve problema. Nici acum, spune cel în cauză, nu se simte prea bine, pentru că atunci când plouă sau noaptea sau când aude de morți, are probleme cu somnul, dar și are multe coșmaruri. Știi, Lili Trifu, dacă în acest moment polițistul, ce se întâmplă cu el, a fost anchetat, dar a fost luată și vreo măsură în ceea ce îl privește? Nu, polițistul deocamdată este anchetat de către procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Bârlad. Nu s-a luat deocamdată nicio măsură, spun cei din satul Popeni. Ei au depus plângere imediat, ei însemnând familia, a depus plângere imediat după cele întâmplate, atunci când a devenit clar că faptul că au transportat mortul cu pătura l-a afectat psihic și iată că abia acum, aproape după 8 luni de zile, parchetul l-a chemat la audieri pe polițistul în cauză. Mulțumesc, Lili Trifu, pentru toate aceste informații.